Bună dimineața! Nu e chiar bună dimineața, dar am zis să revin un pic. Dacă mai este cineva pe aici, să nu stau singură. Neața, lasă, că nu mai bat capul. Treaba e neața. Nu am treabă de făcut, am mâncare de făcut. Nu vreau să mă mai încarc negativ. Așa că am zis să dau un pic drumul la live. N-am făcut de mult și am zis să vedem. Bună dimineața, Flori. Și să-mi fac și eu mâncărică. Să vedem, nu știu ce să fac, am ieșit, am fost deja la plimbare cu fetele și zic, hai să mai fac și eu un live, să vedem cum e. Că v-am zis, dacă n-am mai făcut, n-am mai filmat. Așa un pic. Am fost deja la plimbare, am fost afară. Nu știu voi, dacă ați terminat mâncarea, eu n-am terminat-o încă, eu acum am pun vasele într-un lap în sertare. După aceea mă apuc. Vreau să-ți cin spălătina câteva vase acolo, mai mari oale. Oh, și să mă apuc să le spăl. Da, am făcut și pe Facebook azi dimineață, că am fost la plimbare, cum vă ziceam. Ia, astea sunt manopera lui Otilia pe aici. Nu știu ce o să gătesc. Habar nu am, ce va ieși. Zic un gulaș, dar nu știu. A, ați zis de păzi, nu știu, eu nu țin flori, eu nici n-am crescut în domeniul ăsta, eu vă spun sincer, eu am crescut, bunica mea a fost penticostală și la noi nu s-a știut, nimeni ce ținea post, ținea altfel de post. No, din ăla care nu mânca și nu doar apă, cred că bea dacă era sete și cam atâta pe zi, într-o zi. Nu știu, altfel de post, nu știu, alte religii, alte, nu, cum îi spune, gen, mă înțeleg și vreau să spun, altceva nu știu decât asta. Dar nu e rău că mâncarea de post și ea e sănătoasă și ea e mâncare. Mă gândesc că nu e cu carne, nu? Dar, și noi putem să gătim la o adică, dar nu știu ce se întâmplă. Am fost acum două zile la un grătar, la o vecină aici și am mâncat... Bineînțeles, am mâncat, da, mici. Și-a făcut mușdei de usturoi, așa cum mărar. Doamne, și cât de bun a fost. Și de la ăla mi-e rău. Otilia doarme. Și doarme e cu tata său acolo în pat. Și eu profit de asta până ea doarme. Să reușesc să măcar vasele să le spăl, dacă nu pot altceva. Și, cum vă ziceam? Mi-e rău de două zile de nu pot să văd carne, mi-e greață. Nu știu de ce. Mi-e foarte greață. Nu sunt gravidă, să nu credeți. Ei, și dacă credeți acum, da, dar nu sunt. Da, mi-e greață. Soția nu se simte prea bine, nici el. Nu știu ce se întâmplă. Deși e o vreme atât de frumoasă, bat și clopotele. V-am zis, noi la ora 7 am fost la plimbare pe lângă lac. Afară bate, înseamnă că și aici se ține sărbătoare, dar da, nu știu dacă e aceeași sărbătoare, nu mă pricep. Am spus, nu sunt cu sărbătorile, nu sunt nici cu sfinții. De pomană să zic că, na, mai dau pe că soțul mai zice și așa, dar nici soțul și el e catolic. Noi suntem tineri, generația asta care nu prea știm de astea. Dar, na, îmi căutam buretele, acum știți voi. Se aud clopotele, poate o să se audă și apa acum, încerc scuze. Se aud clopotele, bat clopotele. Ce zice aici Flori? Diger mai bine mâncarea fără carne. E adevărat, corect. Și sincer, eu cred că te simt și mai ușor. Și uite, mie mi-e greață, acum mi-e greață, deci nu pot să văd carne în fața ochilor.
și am zis că nu știu ce o să fac azi de mâncare. Mă mai gândesc, dar până spăl vasele, poate a fost și de la voi vreo idee ceva, nu știu. Și sper că nu se aude tare. Corect, așa e, Flori. Și știi ce eu mai spun? Că nu e păcat ce bagi în gură, e păcat ce scoți pe gură. Știi? Că degeaba ții post sau degeaba ții și mergi la biserică când ești de acolo și ești plin de ură și ești în jur sau, știi? Sau burtești pe unul stasă. Deci asta e mai păcat decât ce bagi pe gură. Eu așa merg pe faptul ăsta. Nu toți gândesc așa. Acum fiecare cum e crescut, că nu judec, nu condamn. Eu am fost crescută de bunica mea, invers, da? Pe cealaltă parte a religiei, dar nu mai țin nici pe aia, sincer îți spun. Că vorba ta, nu trebuie să mă duc la biserică, zic eu, nu trebuie să mă arăt dacă am în suflet ce am, dar de o perioadă sunt dezamăgită cumva și cele toate întâmplate din lumea asta, cumva m-a făcut să-mi schimb părerea și de tot dacă mai zic că parcă îmi zic că nu există Dumnezeu, pentru oamenii amărâți, parcă mai rău sunt bătuți de soartă. Și de ce nu înțeleg? Adică așa-i place? Dar Dumnezeu ăsta să ne chinuie pe oamenii chinuiți în loc să-i ajute să aibă viață mai bună? Nu. Cumva cei care au și mai mult, sau vor avea și mai mult, cum spune și în Biblie. Cel ce au vor avea, sau ceva de genul. Și cei ce n-au, îi se va lua și cei ce mai au. Ceva de genul, nu vreau să greșesc. Dar cumva asta m-a făcut să mă schimb total și să nu mai merg după nicio religie. Ce să zic? Așa sunt eu. Ce să zic? Pentru că ajung în unele momente să te înervezi și să spui, bă, frate, dar nu e normal, adică în ei și ce am, știi, puținul care l-am. Cumva chestia astea ne fac să ne fim dezamăgit de toate astea. Nu știu ce să zic, nu știu cât există sus acolo, cât nu există, nu vreau să mă bag unde nu îmi pierd oala, nu mă pricep. Că... Da, da, corect, asta, așa e, da. Ai zis-o bine, Flori. Și, da, dar tu vezi că, uite, eu dau un exemplu. De exemplu, eu, și-am mai auzit cazul, dar acum vorbesc cu numele meu. Sunt persoane și, da, hai să spun eu, da? Mi-a mers un lucru rău, a, păi nu-i numai ăla, că vin toate grămadă. Nu ți-i simt să-mi putești, bă, na, o fie să-mi întâmplat o chestie. Nu, parcă atunci vin toate. Și e normal? Nu e normal. De ce? Zic și eu, na, mă intru în... în asta, dar nu mă spun așa, mi se pare absurdă viața asta. Da, dar uite, și cei care fac banii necinstiți și așa. Au, și bine, da, nu știu cât e în sufletul lor de cât sunt de fericit, au bani, au mașini, au de toate, toate, o duc bine, intră peste oameni în casă. Intră peste tine în casă, îți fură, te moară, te vinde, ce îți mai face și... Ei nu au nicio conștiință, nicio mostrare, sau cum se spune. Și atunci, tu care ai acolo 2 lei, sau o duci așa cum mă duci, te mai și... Nu știu, mi se pare absurd așa viața asta, așa, să zicem Dumnezeu ăsta cum e... Hai să vă ce-o scris, Flori, că mi se duce. Mă, nu știu ce piață soarele. Depinde, e adevărat, și de felul poate cum o iei situația. Dar la noi zici că s-a blocat soarele. Eu am plecat așa într-o stare mai proastă, psihic, și nu știu, de-aia am zis să fac o pauză, nu prea pot să mai filmez. Am așa stările, azi mers acum când a venit vremea bună, parcă vine numai să ies, să stau, să ne... Nu știu. Am săturat să stau, să mă cer cu cineva sau să mă hârâi, vezi că dintr-o simplă chestie pe YouTube ce am spus și o părerea mea s-a estat în vita mai scandal și nu mai vreau să mai am de face cu nimeni. Asta e greșeala mea că eu cam îmi spun punctul de vedere, știi, știi? E, Gina, ce să facem acum, mă? Mare omul!
Așa e, vezi? Așa e, dar uite că sunt și alții care fură, păcălesc, mint sau ce fac, dar totuși tot dorm cu capul, tot dorm liniștit, eu așa zic, mă nu știu în realitate cum ăsta, Achtung, ce e Achtung, ce vrei să spui, ce e atenție, că intrat pe live? Da, și de aia zic, sunt fel și fel de oameni, de cazuri și o duc bine unii din ei. Exact. Achtung, ai grijă. Ceva de genul. Să-mi spăl aici tava. Da, corect, da, e adevărat și asta, că primesc, poate eu n-am avut de unde, nici soțul meu n-am primit de la părinți așa totul de-a gata, dar uite, îmi spăl o vasă pe aici, vasele, și mă apuc să gătesc, dar nu știu ce, nu știu ce să fac și povestesc acum aici, că Flori a zis că nu facem tot mâncare de post, acum mâncare de post și am zis că eu nu mă prea pricep la astea. Că văd lumea, na, că vorbește, spune una alta de post și că e pilaf de orez. Mă bate fiică-mea, avea mare și cu bărbatul meu să le fac orez. Deși bărbatul meu ar avea nevoie de orez. Mă, bravo! Bravo, felicitări, să știi că aia fac. Gata, m-am scos. E așa o vreme frumoasă că face afară astăzi. Azi nu mă prind în casă. Azi mă duc afară. Îmi iau pătura, îmi iau fetele astea mici. Să fie cum aș face temele, bineînțeles. Numai bine până termin eu, că pilatul se face și repede, am niște cărniță așa mai de porc. O să pun că n-am încotro, nu pot să fac mâncare fără carne. Să zic că soțul în acel, adică n-ai nici cum să faci pilatul fără carne. Dar îl fac de porc. Că aia am cumpărat ieri, nu mai stau să dezghez nimica. Așa, am spălat o tavă mare. Nu fac varză că nu am. Eu am spus, eu nu cumpăr. Să nu că eu dacă vreau să gătesc ceva, eu cumpăr pe moment. Eu nu am stivă, nu am depozit, nici nu vreau. Pentru că mă duc și mi-au proaspăt. Uite ce m-am dat. M-am spălat și eu două oale și gata, să-mi varză. Plus aracanzu. Am avut supă acum vreo 3 zile. Supa aia de cocoș și mai am oală acolo murțară. Să-mi fie rușine. Am spălat-o. Dar eu nu pot să gătesc, vă spun, dacă am vase de vete și așa, simt de față, tot e cu curul, nu știu ce, nu pot să fac. Deși mai, câteodată când văd în viteză, mai gătesc, dar să știți că poate nu-mi ia să îmi trebuie. Așa, să mă pun imediat. Să-mi spuneți dacă se aude tare sau urât sau cum de voi. Dar nu mi-e bine deloc, nu mă simt bine deloc. Să fac și un dulce, că și pe mine nu-mi pare. Mai bine să te duce și o filia, e ok? Apăsat butonul de like. Lasă, fiecare, nu mai vreau să cer la nimeni să apasă, să apese, să facă, să dreagă, fiecare cum simte. Eu știu, când intru la cineva pe live, eu știu ce am de făcut. Și alții știe, dar acum n-am, poate mai uiți, mai te grăbești, nu? O, e. Și eu mă simt de lucru, să nu mă fac ea. De-aia văd că nu ai dolari. Adică? La ce te referi dolarul? Ah, dar nu știu dacă am pus generare de bani. Stai așa să văd. Deși acum nu știu dacă mai pot să intru să văd.
Cred că nu l-am activat. În fine, nu mai intru să văd. Nu o să renunț de tot, o să mai intru, dar... Înseamnă că n-am apăsat eu acolo la edificiu. Acum nu mai știu dacă mai pot să intru. Nu o să renunț, doar că na, o perioadă vreau pauză. Uite, mai fac așa câte un vlog, dar nu mă mai strofoc prea tare, pentru că... nu mă mai simt bine. Și vreau să fac o pauză. Dar e bine, așa, încet, încet. Poate nu o să mai filmez atât de des. Acum am văzut că mai am și abonați noi. O să mai fac un Q&A din ăla, să vedem cine are întrebări. Cine e curios să ne cunoască mai bine și așa. Dar deocamdată... O să știu ce mai filmat, că nu mai vreau să... Pe Facebook am făcut azi un live. Ne-am plimbat pe la pădure, pe lângă apă, pe lângă lac. Și da... bun, stați așa că mai am o oală mare și am terminat. Dintr-o dată sunt 2, dintr-o dată 4. Nu renunț, Gino, dar încet așa. O iau și eu. Ia, uite, trebuie să arunc cocoșul, că s-a mâncat din el și gata. Și așa puturoasă am fost, el n-am făcut nimica. E, dacă a fost vreme frumoasă, mi-am... Până la 2 o dormit Otilia, am dormit și eu, pentru că la altă seară, v-am zis, de 2 zile mi-e rău. N-am făcut nimica. Ieri am ieșit afară. Ieri, credeți-mă, am mâncat câteva măsline numai. Că nu mă simt bine, nu știu de la ce. Și atunci... Mă pic să beau de gheata, că nu. Ia uitați ce mi-am cumpărat. Stropitoare și căfloare în ea. Mai am o stropitoare, dacă nu mă înșel, pe roz. Și am avut tot așa floare, dar nu rezistă mult. Denisa mea se simte mai bine, dar nu mă ascultă deloc să mănânce cum trebuie. Tot s-a dus la fast food ieri, alaltăieri cu colegii ei, s-a dus la film și n-are voie să mănânce mâncare de asta trebuie. Da, mersi. Era și pe o altă culoare mai urâtă decât asta, deci am ales verdele astea. Deși asta e culoarea care nu mi-o place. Dar Otilia s-a și întins după ea și v-am spus cealaltă culoare nu mi-o plăcea deloc și am zis ok, eu iau pe asta. Și la. Asta e acum. Dar na, nu-mi place. Am o stropitoare, dar cred că e pe la jucării. La fete. Sau am aruncat-o. Nu știu să vă spun. Dar... cum vă spuneam. Am și gunoi de aruncat. Vreau să mai dau motilia până îmi spăl și o vasele. Și să pun mâncarea la foc. Și cum spunea, dacă mă ia aici Robert, fac pilaf doresc. Și gata. Mulțumesc de idei. Vezi dacă deschid un pic telefonul. Mai iau pe una alta. Aia fac pilaf doresc. Am un gogoșar, ceapă din sâi. Și gata. Da, mi-a calcă strâng și nu mă ascultă și mai și întreb. Zic, na, ai fost la toaletă azi, că merge foarte greu afară la lipsă mare. Merge odată la nu știu câte zi. Apa e băut, dar credeți-mă, poate o să spuneți, sau na, mai sunt persoane că mi-au mai spus. A, pe stai după ea. Nu pot să stau după ea, eu pot să ies în oran după ea să văd ce face. Sau îi pun sticla cu apă și văd că mi-a aduce înapoi. Eu pot să stau în ce care zi să verific dacă a băut sau câtă apă a băut. Nu pot, dacă e mare, are 14 ani, ea trebuie să conștientizeze. Când e acasă, o cer, îi spun, bea apă, ai băut apă, și te la baie, bea apă, bea apă și bea apă. Nu pot să stau așa în continuu după ea. Aici sunt. Mă vorbesc singur, ați plecat? Că nu mai mi-apare nimeni încolo, e zero. Zero și două la zero. Așa. E greu, dar mai cer, așa când o mai prind, o mai pun să bea apă, forțez, să mănânce cum trebuie. Bine, nici am făcut mâncare acum, că la altă seară a dormit la o colegă, el a venit acasă, a luat micul dejun acolo, cumva a ofentat.
Mai zice nimeni nimic. Dar nu, știi ce? E nu-i prima oară. Ceaua de... cum să zic, nu e prima oară când a fost internată cu chestia asta. Acum, 2 ani de zile, a pățit la fel. Să zic, da, 2 ani, așa. A pățit-o la fel. La fel a fost internată, i-a făcut, cum se zice la noi pe românește, da, clismă și toate astea ca să poată să meargă. De data asta i-a făcut din nou. Doar că erau alți medici de atunci până acum. Și la fel mi-a spus același lucru, bea apă suficientă, mănâncă legume, mănâncă, zic nu mănâncă, nici legume, abia îi bag fructe pe gât dimineața la școală, un iaurt să mănânce și greu mănâncă și așa și așa și zic ce să-i fac? Păi na, nu mai are voie multe paste să mănânce, nu mai are voie ceea ce ea numai asta vrea. Da, da, Bea, dar uite că nu înțelege. Bea, nu? Așa te cheamă, sau? Nu știu, sau? Să nu greșesc, da, Bea. Nu mă ascultă nici cum. Se uită la mine de din urmă și... Ce? Ea nu vrea să mânce legume. Ok, acum o să-i fierb un brocoli. Na, uite, a mea se uită la ciorbă. Singura ciorbă ce o mănâncă, și aia o să fac de Paști, că, na, până la urmă asta e. Nu facem în fiecare zi ciorbă de burtă. Aia mănâncă, pentru că în aia pui morcovi pe răzătoare și nu prea îi simte ea și îi piseze, îi dinstui cu unt. Cum ar veni să spunem așa, distuit, adică fiert așa, nu? Și cumva acolo nu-i vede, dar păi nu poți da mai seama din aia. Ea trebuie să mănânce și legume, așa, din ciorbă. Am făcut ciorbă de legume, cum îi spune aia, ciorbă de legume? Ciorbă de cartofi, așa, cu zrențe de ou, cu, cu gât de pui. Da. Acasă, a mea, dacă ar fi doar legume acasă, nu ciorbe. Stai așa să mai văd odată, nu înțeleg greșit. Un ciorbă de legume. Cred că e super. Așa. Nu reușe așa să le mănânce, da? Dacă am înțeles bine. A mea nu vrea nici cum. A mea să duci la pizza, să mănânce sushi, creveți, caracatițe, prostii de nația. Mănâncă. Să mă cer cu ea sau că degeaba îi spun de vorbă bună, poate o să zice că altceva vorbește cu ea, degeaba vorbesc cu ea. Păi ideea că nu știam acum, dar na, să nu greșesc eu să zic ceva. Și urât mi se spăl oalele mari la cuvetă că fac o apă și un pământ tot. Da. Bun, am terminat și de... mai am aragazul să-l șterg un pic. Și-am terminat cu gălăgia asta imensă. Numai două secunde să plătesc buretele și ghiveta. Mie nu-mi place să-mi dau ghiveta murdară. Cu spumă, cu ciochi. Îmi place să fie curată. Mai e cât așa face, tai cât o Bea, salutări lor. Din partea noastră. Bea, Adelina Zontea, ea e verișoara soțului, dacă nu mă înșel, da, primară. Socul meu, adică tata soțului, a fost unchiul, frate cu mama ei, cu Adelina. Să vă fac așa cunoștință. Haideți să-mi șterg aragazul puțin. Așa. Da, am zis că nu mai am un vată, că mai găsit o paletă. Asta nu mai am, nu mai am un pic de ulei în tigaie, că nu mai am ulei în casă. Să șterg un pic plita și am terminat cu vasele. Vai, dar ce rău. Și am gustat de la Denisa și-a făcut, pe ce vă spuneam, în loc să mânce un iaurt dimineața, lapte cu cereale, ceva lichid, și-a făcut ochiuri de ouă cu nuggets de pui și-a prăjit. Da, și cu brânză. Na, spuneți voi, asta e mâncare? Ce să-i mai spun? Cu cine să mă lupt? Cu morile de vânt numai. Credeți-mă, nu mi-e ușor deloc.
Nu scoți aia acum, are ulei. Stai acolo paletă. Până la următoarea. Stai așa că vin. Și microunda de spălat, dar nu bate la ușă, să curăță ceapă, am un gogoșar aici, o ceapă mi-ajunge? A, și am doi și morcovi, ce se pun și ăștia în pilaf de orez? Voi cum faceți pilaful de orez? Și niște usturoi de aromă și gata. Și fac pilaf de orez cu costiță, iar că uite, Flori știe mai bine, e mai mare ca noi, cred că. Așa, să întreb ce merge. Eu accept sfatul, eu nu, tot timpul mi-a plăcut să învăț, eu și întreb de multe ori. Așa. Ragazul meu tot îl mânge de orilea. Dar nu, asta e. Stați așa să bea o gură de apă. Nu ce m-am urat. Na, dintr-o dată 2, dintr-o dată 0. Comiși. Chiptia aine flashe oil. Ne, a răscut. Nu mai folosim ulei. Bună dimineața, Antonia. Mi-a numai lângă ciorbă, dar legume crude sau supe. Ok, aia am înțeles. Oma, nu-mi trebuie, n-ai. Am aici, așa, fac un pilaf de orez, ia să-l demorez. Am orez. Stați să vedem. Să nu mă greșesc. Să nu mă greșesc, să știu dacă am sau n-am. Ce să facem? Uite, stați așa că mi-e rău, am orezul ăsta, să-l folosesc și pun de aici diferența și fac un pilaf de orez. Mulțumesc, Antonia, că ai venit. Eu vreau să fac, cum îi spune, pilaf de orez. Mi-a dat Robi de shopkeeper. O idee și aia fac, pentru că mai bine așa. Vai, dar mi-e rău. Știți ce rău mi-a fost ieri? Că dintr-o dată am simțit că mi-e rece. Nu că mi-e frig. În sensul, am simțit că mi se răcește fața așa. Dar instantaneu și nu știu de la ce. Nu, deci nu mai am alt ulei. Mai am două linguri de ulei. Aia nu e problema. Mai bine așa. Să-mi scot oala. Și ia să vedeți. Oma, stai să-ți arăt ceva. Merge la pilaful de orez. Așa. Și broccoli ăla să-i fierb. Uite așa am, Oma. Și tai cu bulețe. Și eu zic că merge. Ce ziceți? E Schweinbauch mit Können. Knochen. Cum se spune? Cu oase. Dar n-are nimic, la pilaf de orez merge. Și dacă nu ciugulesc oasele, le dau jos și nu trebuie oasele neapărat, nu? E perfect pentru orez, dragă. Mulțumesc! No, haideți cu mine să curățăm aici, acum o pun pe aragaz. Măi, dar mi-e rău de numai. Bună, Andreea, bună, Ana Maria, bună. Sau doamna Ana Maria, așa să nu mă încurc. Da, a zis să vă zic cum vreau, dar na, așa vine acum. Deci mai am nadie, ținut de misă, iaurtul Otilia. Am rupt și o ușă de la dulap, adică n-am rupt-o. M-am pus eu cică să o înșurubez, să o mai apropie de dulap ușa. Parcă mi se părea mie că stă ciudat. Și eu vorbim la telefon, am stricat de tot. Când vine soțul o să vadă. Îi dau de lucru. Nu știu dacă nu mi-e rău. Am zis zilele trecute, acum două zile am fost la grătar la o vecină aici și am mâncat moldei de usturoi așa cu smântână, cum se face. Și în seara aia mi-a fost rău. Uah, nici ceapa nu pot să o suport, miros. Nu știu ce am. Eu gravidă nu, are cum, adică nu, mi-au legat ăștia trompele, firele, cablurile, cum mă înțelegeți. Am aici doi morcovi mai pricăjiți, dar mi-e milă să-i arunc. E curăț și bag și pe ei aici. Răi nu sunt, numai sunt mai moi, așa mai amărăț un pic. A, scrie.
țin minte când aducea bunica mea din Beci sau de unde aducea morcovii aia mai înghețați, așa că na, în nisip îi ținea într-o troacă, sau cum se spune. Da, na, alții mai prindeau gerul și așa, depinde cât de frig era. Și mai aduceam, mai zbârciți, da? Făceam mâncare și cu ei, nu? 5 oameni am, vă mulțumesc. Să nu uitați să dați like-ul, da? Like. Bea un calciu. Măi, nu știu ce mai am pe acasă, sincer. Uite ce am eu, ce am început să beau și am cam uitat. Am calciu, magneziu cu calciu D3. Hai că iau o tabletă. Dacă zici tu. Bine, asta luam în fiecare zi, dar de perioadă n-am luat. Pentru că, na, nu suport tabletele așa mari și eu le pun așa pe gură. Pănunți. Pentru că când eram mici, nu exista sirop. Adică mi-am dădea tablete de paracetamol tăiată în două. Și se mai oprea prin gât și amarul ăla. Puf. Și de atunci m-am învățat și mi-o pun până mai în spate așa și după aia dau cu apă. Și s-o înghit repede, că altfel mi se plimbă prin gură și nu mai pot să beau, mi se face greață. Hai că e bun morcovul, nu are nimic. Nu? Zic eu, e bun. Îl spăl și eu. Deci mi-e rău, am zis că fac și eu un live așa, dar eu am făcut astăzi ficăței de pui cu piure și amandine, asta a fost meniul meu de aia. Eu când vă aud că faceți prăjitură, și tu, Antonia, văd că de fiecare dată spui că faci. Mă, cred că nu aveți copii mici sau aveți altă putere, nu știu. Nu zic că nu, și mie, uite, să dădea să se strice aici. Și mie îmi place să fac prăjituri, dar să nu fie o întreruptă, că atunci, știți ce, îmi zic, când bag piciorul în ea prăjitură, nu mai fac nimic. Când văd că vin peste mine în bucătărie. Da, vă admir că puteți să faceți atâtea, nu știu, când o să fac și eu poate la bătrânețe, când nu o să mai am copii așa prin picioarele mele, sau să am nepoți atunci, nu știu cum va fi, dar da, mai contează, mă, să fim sănătoși, să facem, da. Chiar cum vă spuneam, nu știu cum puteți să faceți atâtea feluri, și eu aș face, dar da, n-am cum, că polițaiul este în urmele mele, pe urmele mele. Deci, mi-e rău de număr. Am 4 persoane aici. Se vede că e duminica astăzi, lumea e un pic mai lejeră. Sau că e de aproape la 12 la voi în România. Sau de unde m-au urmărit. Cum e vremea la voi? Da, te cred și eu, când erau copii mici nu puteam să fac mâncare cu răbdare. Iar n-am ochelari, mâncare cu răbdare. Cu speranță, dar acum nu am treabă, ei stau cu telefonul și eu gătesc. E fain așa, e bine. Las că și ai mei o să crească, zic, nu? Mă, sincer, uite, te stai și te gândești sau când te uiți la altul nou grad și spui, vai, că mai sunt alții care mi-au mai spus sau mai îmi spun și acum, dar eu nu-i bag în seama. Da, și la noi e frumos. De-aia vreau să fac ceva rapid și să ies afară după aia cu copii. Îmi spun alții, vai, nu știu cum mi-a bucurat să mai faci un copil. Da, mie îmi ajunge unul și zice, n-are rost să mai fac unul, ce, să stau, să alerg după el prin picioare. Gata, au crescut, dar nu știu, când vin și te pupă sau te strânge în brațe sau se joacă sau spune primul cuvânt sau se prostește într-un fel și chip, așa, uiți de tot, adică uiți de nopțile alea nedormite, uiți de scutecele alea sute mii de pe schimbat și așa mai departe, uiți de tablourile, eu vorbesc din punctul meu de vedere acum, tablourile sparte care le am, că nu mai ține un bibelou în sensul, adică tablouri nu mai ține, de când s-a ajuns mai sus. Nu mai zic nimic. Bun, cam astea sunt legumele mele. Și nu, da, țelina, nu bag. Și cam asta, mă mir, uite, la mine în București. Tu ești în București? Mă, și vă place la București? Nu știu, eu numai când aud de București, am trecut pe lângă sau nu știu dacă am trecut, mă rog. A, eu cred că am trecut, dar nu știu. N-aș locui, poate la periferie, dar nici așa nu cred. Cred că e o agitație, eu și aici nu prea vreau să trăiesc. Eu vreau la pădure să mă duc, dacă se poate, cu lupul, deși n-avem lupi. Dar zic, m-am săturat, vreau o pustietate, dacă se poate spune și așa.
să spăl legumele imediat, pentru că nu mai vreau. Vreau să trăiesc singură. Nu că aș avea lume care mă vizitează, nu la asta. Mă refer așa, pe stradă, să pot să respir. Bun, am zis că iau un castron să spăl legumele. Cine vine? Da, îmi vin fetele cu vasele, duceți și mie de fetele. Ștefi, ieri eu mâncate... E plin de... Închide ușa și tu numai încete. Și ce îmi dai mie? Ia. Tu ești bara, tu vezi că asta e caserul de copii mici. Ștefi, Denisa. Dar câți ani ai? Tu nu știi să reciclezi. Eu te rog frumos. Și închide ușa după curul tău, hai. Pune la fică de seama, mănânci în pat. Pune la fică-mă să-și termine temele. Denisa, a venit să-mi cace caserolele, fraților. Alune mai sunt aici. Deci nu pot să cred ce a făcut Ștefi aici. Harta parcea. Și ați văzut iar în vase că a venit să-mi cace caserolele lor din cameră. Este o caserolă să... Da. 15 grade? E ok, adică nu știu, noi ne-am obișnuit cu traficul, cu gălăgia, adică... Mie nu-mi place. Nu-mi place. Nu zic, nu vreau să fiu ruptă acum de tot. Dar așa să ies poate într-un oraș mi-ar place, dar nu știu cât timp. Vreau să stau așa în natură, să stau singură, nu singură cu... Adică, na, să nu fie... Pe ce aici după masă, la mine, în fața ușii să ieși în oraș, nu poți să treci pe trotuar, să iei pe pista de biciclete. Stau la coadă înghețată aici, e o înghețată foarte faimoasă și așa. Adică oameni proști, bine, nu e o altă înghețată în zonă, nu-i fac proști, nu cer scuze. Și se duc toți la înghețata aia. Pupii, să sperăm că nu o să strice copiii în învățe ta cu mâncarea. Nu mă interesează, deja gata, pregătesc orezul și toate cele. O să trebuiască să spăl. Așa și eu. Să aveți o zi frumoasă, Antonia. Oha. Să aveți o zi frumoasă, mă uitam la Florica, zis că 15 grade, la mine nu știu exact cât e, nu dau viața la țară pe cea de oraș. Nici eu și eu aș prefera să stau la țară, la sat undeva, sau la retras așa, pentru că nici nu cheltui atâta, nici nu, nu, zic și eu așa, că la oraș și la țară cheltui la casă și așa că îți cumperi în altă, dar mă refer așa, să ieși la shopping, ieșim la înghețată, dar ce vreau să zic, cam asta e. Acum, fiecare, mie nu știu, îmi place așa la țară, eu am și crescut la țară și nu m-aș vedea la bloc, sincer. Că unii zic, am crescut la țară, vreau la bloc. Nu, eu aș pleca, m-aș duce la casă, am încercat să ne cumpărăm aici o casă, dar nu aveam destui bani, am avut noi 30.000 de euro. Anul trecut am vrut să ne luăm, dar nu era suficient, da. Și era prea mare și am zis, na, nu, proșcu, mai stăm, mai căutăm, mai vedem. Acum asta e. Iară vine cineva. Ce? Te doare burta. Du-te la baie. Ce cauți cu magnetul de frigider în castron? Ai făcut temele terminate? Da. Le-ai făcut bine? Te-a corectat Deni? Da. Da? Na, bine. Du-te în cameră, du-te. Du-te la baie, dar nu începeți. Atunci ieși afară de aici. Închide ușa, te rog, nu trezi pe Otile. Uite iaurtul pe masă, e numai din ăla de vanilie, de budincă. Ia gustul. Copiii ăștia. Cum o doare burta pe Ștefi. O doare burta de ea mănâncă iaurturi. Păi să vedeți. Lasă că face mami pilaf de orez acum așa. Pilaf ce pilaf? O mâncare de orez. Hai, închide ușa și stai aici. Ștefi! Uite-te la mine. Intri, stai sau pleci? Păi te rog frumos, nu ține ușa deschisă că se trezește o tine.
Nu-mi scoate limba, că ți-o bagi în furnă, Iulia. Eu nu suport așa. Păi eu mă las să-mi fac treaba mea aici. Și du-te în sufragerie. Vedeți? Eu, ce, atunci ce mai ziceți? Să mă pun să, să fac prăjituri. Păi dar arunc cu tava pe geam. Nu mai am nervi. Nu mai pot. Nu mai pot, efectiv. Psihicul la pământ. Da, nu mai știu despre ce vorbeam, de viața la țară. A, să ai o grădinuță, să ai ceva. Și noi am încercat. Vroiam să ne luăm o grădină aici. Da. Până depunem acte, până nu știu ce, vrem să ne mutăm de aici. Trebuie să vedem când primim apartament. Și așa mai departe. Și nu pușcă nici cum. Trebuie așteptat. Asta e. Dar nu mai trece rău ăsta, Dumnezeu. Ieri, credeți-mă, am mâncat doi pufuleți de la Ostilia, am gustat. Și niște boabe de măsline am ciugulit. Atât. Nu am putut altceva să vă arunc. Soțul ciugulit și el a zis să-i facă omletă. Când am văzut omleta, wow, mi s-a făcut rău din nou. Nu știu ce poate să fie. Asta e. Poate și schimbarea asta de climă, de temperatura asta, când e cald, când e frig. Mai ales a fost un frig, Doamne, că îți târdeau din singură, băteau un vânt și un ger din ăla de... Și mai cald, mai tot așa, al altei a fost cald, după a venit frigul. Cine mai e pe aici, mai zice, cine pe viitor, nu vă retrageți în țară. Sunt chelchele și la țară, nu e ceva de făcut. Scuză-mă, Florica, nu am... Tăiam pe aici. Nu vrem să ne retragem. Nu știu dacă la bătrânețe. Dar odată ce ne-am chinuit aici să învățăm limba și copiii la fel, ei nu mai vor să plece. Cel puțin copiii așa spun că nu. Și atunci eu ce să fac în țară? Să aștept să vină copiii din străinătate la mine, cum făcea bunica mea? Ma, te aștepta pe maică-mea să vină sau așa mai departe? Nu, frate. Nu vezi că în România e tot mai greu. Tot mai greu. Nici aici nu e roz, dar nu credeți că nu sunt câini cu colaci în coadă pe stradă, adică știți și voi. Dar decât, măcar aici nu-mi bat capul cu politica, nu aud la știri acolo și știrile te bagă în depresie. Eu cel puțin când am început cu războiul acum un an, păi eram terminată psihic și credeți-mă, la noi în casă nu se auzea decât pe laptop mergea știrile din țară. Și mi-a puteam noaptea, visam numai aia, Ștefi, eu început să-și ia să se sperie, așa am zis, știți ceva? Gata, încheiem tot, știri, nu mă interesează. O zi frumoasă, Flori, să ai și tu. Și mulțumim, poftă bună și vouă și o duminică frumoasă. Să aveți. Și nu mai, nici nu vreau să aud de România prea mult, prea de repede. Adică nu știu, niciun concediu nu am ce să mă mai duc. Ai mei, dacă vor să vină să mă vadă cu e doar bine. Nu mai apăsați așa pe ușa aia, măi, oameni. Băi, copile, eu nu știu ce fac cu tine astăzi, eu nu știu. Te rog frumos să ieși, pune o dată și ieși afară. Și nu mai apăsa așa tare pe clanță, știi ce ai de făcut. Deci nu, atâta se făiește până mi-o trezește. Ce, păi, ce-i dau după aia? Sper să mai doarmă. Pun și un pic de usturoi. Deci nici nu-mi trebuie ulei, nu știu cât. O să iau și cărnița aia să o tai. O să o plătesc un pic de apă. Cu apă, pardon, nu de apă. Dar nu știu de ce mi-e rău. Uite, mi-e rău de la orice miros. Cât am fost afară, nu mi-a fost rău. N-am avut treabă așa. Nu mi-era tot una, dar nu mi-era nici rău ăsta, așa cum îmi dau de... Nu știu ce s-a întâmplat cu mine.
orivalul ăsta de căldură ce a fost zilele astea, joi, vineri. Vineri? Da, vineri. A fost valul ăla de căldură, am ieșit la înghețată, cu fetele eu n-am mâncat. Dar a fost așa frumos afară, pe aia a fost la grătar. Nu știu ce poate să fie, de la ce să-mi fie rău. Cine mai rămas să scrie aici, să ridice mâna sus? Cu cine mai vorbesc, să știu dacă nu, că nu vorbesc singură. La noi abia 11. 12 fără 10. Gina au plecat. Da, mai pune moderatori pe baza lor. Mă mănâncă lupii. De-aia am zis, vedeți, eu mă consum pentru orice și oricum, dar făcând o pauză așa, că acum am mai făcut live-ul ăsta, că după aia cine știe. Încep să mă, așa, mă distanțez și vorba unei persoane dragi de aici, de pe YouTube, să fiu pe cont propriu și cu asta basta, că nu se merită. Înțelegeți ce vreau să spun? Mai e cineva? Nu mai e nimeni? Nu am trei căței de usturoi, că nu am din ăla. De curățat, de pisat usturoiul, că mi l-a aruncat tot, l-a luat un domn. Cu siguranță, că dacă nu e în toată casa, nu ca să fie în altă parte, că am mai urmărit-o și mi-aruncă lucruri la tomberon. Așa că, da. Cum a știut să caut în tomberon, dar atunci n-am știut și cu siguranță l-am aruncat. Asta e. Nu-mi place să toc usturoiul. E, cred că e muncă de chinez bătrân. Vai, deci nu mai pot. Tot mă vait aici, pentru că de câte ori mă vait, de câte ori îmi vine rău ăla. Nu mai apă îmi vine să beau. Și pun orezul imediat la spălat. Haideți să vă întorc invers să vă văd, să nu vă pierd deloc. Te e bulangiunetul meu, asta. Nu ține cu mine. Stați așa să vedem. Da, nu știu, e soțul, că el e unde. Soțul știe. Și înțeleg și eu așa, două, trei bobe, sau când mai zicea ceva soacră de mine. Atât. Dar în rest, nu știu. Și nu mi-e place, e a doua limbă care nu mi-o place, după germană.
și mi se pare grea și... Nu știu. Bine că noi nu m-am uitat că l-am luat pe soț, nu mă interesează ce limba vorbește, nici acum nu mă interesează. Nici el nu vorbește, decât no, maică sa, când mai vorbește cu el și el răspunde tot în românește, că așa au fost obișnuiți. Dar soțul până în clasa 4 a făcut la limba maghiară, a făcut ore, școală adică, așa că nu, el știe. Dar eu nu știu. Știu așa să salut, să zic, da, ciocolom, eu nu pot. Sau, na, chestiile astea așa de bază. Sau ce mai zicea soacră mea și așa mai pe aici, pe acolo. O, a, bravo. Nu știu, mi se pare grea, nu știu de ce. Și l-a scris la fel, că nu cred că e... Așa cum se citește să se și scrie, e ca și germana, scrie un pic diferit, dar na, se pronunță altfel, ceva de genul, un spăraș și orez, nu? Fuuu, cum miroase, doamne, e așa o chestie, zici că mi-s gravidă. Nu supăr mirosul ăla de dinstuit. E o mâță de mică. Dar nu e rea, și soțul a învățat, am zis tot la școală, acum... Știe, dar să scrie, nu cred că mai știe să scrie, decât așa, în jurător și o întrebare, două, dar nu mai știe. Nu, nu e ceva rău, nu e ceva grav. Nu am ce să spui, mă sută așa. Ba, cred că o plătesc pentru el. Așa. Dar în rest, da. Cine a mai revenit aici? Este Beatul. Fuu, cum miroase! Doamne, deci chestiile astea... Doamne, ferește-mă! Eu sper că m-au legat aia bine, de n-am rămas grăvită. Deci cum miroase? Și senzația e ca și când eram grăvită. Franceză, franceză nici atâta, nu știu. Îmi place așa cum sună, dar nu știu dacă aș putea o să învăț. Engleză știu și germană știu puțin, așa, și din amândouă, dar... franceză? Bine, nici n-am făcut la școală franceză, mi-am făcut latină, am învățat un pic, dar, na... Era, cred că, clasele 1-4, ceva de genul pe acolo. Și cam atâta. Nu am învățat franceză. Engleza mi-a plăcut-o. Pot să spun și cam atât. Da, e carne de porc, uite. Așa, fleică. Fleică. O să ăsta nu cred că-l mai pun. Deși soțul nu suportă mâncare fără oase, el vrea să ronțe pe ele, dar... Nu, că nu se face... Nu pun. Nu-i spuneți. Carne de porc. Așa, cu coaste. Dar de data asta nu vreau coaste de să le pun. Nu, 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 așa arată, uite. E burtă de porc cu coaste cu tot. Așa am găsit ieri la Kaufland, am luat. Am găsit. Așa am vrut eu. Deci, da, nu mai pot. Este rău maxim. Ce șuric are, că zici că e cauciuc. Așa ciudat. Bine, nu o să pun pe toate. Mi se pare prea multe. Trebuie să pun să fierb aici un pic. Da, dau gust, dar eu știu, hai că pun pe asta, că aia e prea mică. Da. Mai ne viază acum la pilaf de orez.
dacă nu le pun, se supă. Las că le pun. Nu zic că sunt rea. Doamne, abia aștept să ies afară, să nu mai simt mirul de mâncare. Trebuie să mă duc să fac și baie. După ce termin, după ce pun mâncarea la foc și așa. Că... miros la mâncare, nu? Să ieșim un pic afară. Și culmea că Ștefii mă oară. Când ieșim afară, atunci are poftă, e foame, e... Și când pun mâncare în caserolă, ca să... să pot să răzbesc cu ea. Să pun niște apă la fierbător până una alta. Să pun apă caldă, că nu-mi place să pun rece. Cred că nu mai pun carne, mi se pare ua. Aș fi vrut să mă lipsesc, că nu-mi place ce-o ieșit, mă rog, ăsta așa, că nu. Da, e prea mult. Nu știu. Să mai pun un pic, așa. Îmi tai o fleică. Îmi place așa cum arată, că are multe straturi de carne. Dar știu că nu e ok. Bine, nici am pus ulei, cred că au fost nici două lingurițe, cred că am avut de ulei în sticlă, așa că... Bun, pe asta o pun într-o lingurițe și o bag la congelator. Pe când voi face orice orbă de peruș, am face la văd eu. Și atunci o arunc și pe ea acolo. Apa fierbe. Să dă fericirea. De câte ori suflu în pungă, mi-aduc aminte, știți ce am pățit? Înainte, da, suflam, nu? În pungă și acum, ca să o desfac. Înainte eram micuță, micuță, 4 ani, 3, 4, 4, 5 ani, cam așa. Ea m-a văzut pe mine, de-aia nu înțelegea ce fac eu, așa, că ce fac în pungă. Și odată, nu știu ce am cerut, acasă eram, și zic să-mi dea sau la cumpărături. Zic, dă-mi și mie o punguliță, rupe de acolo. Și zice, și-o văd că scuipă în pungă. Face, tu. Și eu mă întorc, zic, ce faci, mă? Și a zis, păi, să scuipă în pungă. Păi zic, cum să scuipi în pungă? Păi ce, tu nu asta, tu nu asta faci? Zic, nu, mama, zic, eu sufru în pungă să o deslipesc, să o... Zice, na, eu n-am și eu am zis că tu scuipi în pungă să o desfaci. Adică ea credea că trebuie scuipat în pungă să se deslipească. Știi câte ori fac chestia asta, mi-aduc aminte de ea. Oh, Doamne, Doamne. Da, copiii ăștia. Dar nu știu voi dacă ați pățit, dar eu, da, vă spun că am pățit-o. Așa mi-a făcut Denisa. Ea zicea că nu înțelege că eu ce făceam cu punga. Pun și un pic piper și gata. E și frig. E rece așa, adică zic, dar gândesc doar că în cască. Piper negru mai am numai în sufragerie pe ăla. Nu știu de ce piperul, ua, piperul alb are un miros așa aparte când îl pui în mâncare, dar nu știu de ce. Spuneți-mi și voi sau cine mai e acolo. Uite, cu miroase de zici că e o beșină. Și așa am scăpat acum cam mult, dar așa miroase piperul ăsta alb. Cine știe ce mai bagă ăștia prin ei, mă, piper nu fi alb. Da, na.
pun capacul. Eu pun fulgi de chili. Așa. Fii un pic. Mai deci nu mai pot. Iau gură de iaurt. Da, ok, nu-i nimica. Mă ziceam așa ce-am pățit și de piperul ăsta așa ciudat. Când puteți, nu e problemă, când să răspundeți. Nu trebuie apă să pun. Vegeta și morcanel, dar acum nu-i fost să-l îndemână așa la pungă. Și asta o să le lasă să fiarbă până se topesc ele și după aia pun orezul. Eu vă zic sincer, nici eu. Odată pe lună le prăjesc, când îmi cer ele, sau Temir, poate mi-a poftă, dar ce-am prăjit, ce-am făcut cartofi dulci. Cartofi dulci prăjiți. Doamne, e o delicată, când copiii mei îi duc cu pluta, ei nu mănâncă. Nu le plac. Otilia mănâncă, nu știe despre ce e vorba sau nu. Sau poate pe cele mari nu le-am obișnuit cu așa ceva. Dar noi mâncăm cartofi dulci prăjiți sau fierbi sau la cuptor. Bărbat meu zice că are gust ca de dovleac. Dovleac la cuptor, că ungurii și asta fac dovleac cu cartofi și cu cârnați la cuptor, cu slănină, cu ceai și bagă la cuptor și așa de buniasă. Uitați-vă pe oală. Deci nu mai pot, mă strâng deja, mă scârbă. Nu știu ce să mă fac. Să pun capacul pe oală și să o las să fiarbă. Și ia, uite, am și o liniște un pic, două secunde, mă apuc după aia să spăl caserolele astea, ce-a fost mâncare în ele. Nu erau, iară bate că vreo câte ce... Acum ai 12 fix. Sunt răi cartofii. Țin minte că bunica mea în copilărie, că de ultimul mesaj dau și de tot repet, nu prea făcea cartofi prăjiți, adică na, vara mai mâncam un cartof prăjit, da. Da, m-a lăsat toată lumea, de-aia am zis că fac o pauză, fac și ordine și pe YouTube și toate prietenile astea și nu mai stau să-mi bat capul, cine mai intră, cine nu intră, și eu intru la cine pot, la cine... Că înainte intram și eu la toată lumea care mi-era așa, pentru că, na, fiind cunoștință și spuneam, mă, să-mi fac datorii. Bine, acum le înțeleg și pe cele care nu pot, că au de lucru, nu înțeleg, eu nu am, dar zic așa, că și eu am, poate, de multe ori, treabă sau asta mi-a mică, nu prea mă lasă, dar îmi pun telefonul acolo și, na, sunt și momente în care pot să stau să mai scriu, dar, na, uitați floricica mea, uitați, mi-au cărpa de aici că strică. Așa, și aici am bicarbonat în borcanel. Ia uitați ce borcanele am. Astea sunt de la Advent calendarul de la Crăciun. Am luat un calendar mare și erau borcanele așa cu gem în ele. Asta trebuie să-l arunc, gemul. Și aici scrie Schwarz Johannis Beer sau bla bla bla. Și cu miere de albine și Johannis Beer. Alea, fructele alea, cum le cheamă. Nu știu, dar să înțeles. Nu, dar vreau să zic că eu păstrez borcanelele și îmi pun ce am nevoie. De exemplu, uitați aici, foi de dafin, da? Asta sunt borcanele de la Otilia, ce mânca ea, pisat. Și le spăl și le folosesc. Uite, și văd ce am înăuntru. Și mă rog, aici am vegeta, se vede, na? Și, na. De ce rost are să dau banii pe ceva specialist, de specialitat, special de vulcane și așa mai departe, nu se legăți. Deci
și eu am stricat aici dulapul. Vă arăt cum stă dulapul meu? Ia uite aici. Le-am desfăcut de și nu mai pot. Sănătate. Și nu știu să-l pun înapoi. Așa că îl las. Aici am spălat orezul. Cum își spune? Stați așa că am salutat și mi-a luat și ideea și mai vine o tură să strălut. Și cumva, na, trebuie să repar ușa. Dar când se trezește Otilia atunci, și poate și soțul să iasă afară. Că nu lasă iasă până nu se trezește, că așa niște urechi ciulite are și așa imediat e pe fază. Că nu poți să te miști nici cum de ea. Și eu de multe ori când adorm lângă ea, păi nu mai ies afară, nici să fac pe mine. Stau acolo, nu se pun asta la congelator. Încă numai pe guliță și pe guliță prin congelator. Da, să reparăm. Stau și eu jos un pic. Mai am aici niște struguri. Iaurtul ăsta. O să-l duc și pe el, da. Să stau și eu jos, deși nu supor mirosul la mâncare, să plec, mă duc în sufragerie sau de gălăgie. Da, asta o tilea un pic cu ea. Așa că... Chiar zic, vorbea soțul de dimineață cu un fost coleg de-a lui de muncă din România, este și el aici, în Germania. Și vorbeau și ei, mă amintiri și așa, prieteni. Și zicea, ce faceți? Îl întreba pe el, ce mai faceți voi de mâncare? Și el a zis, supă, dar noi nu lipsește duminica supa. Ce bărbat, lasă-mă, zice, că a primit nevastă-mea de acasă, cum îi spune, de acasă am primit găină, grăsime de găină și așa, și numai supă i-am ținut. Ziua și supa, ziua și supa. Și zic că nu mi-a vrea să audă de supă acum o perioadă. Aș mânca, zice, o ciorbă, dar când le-am făcut ciorbă zilele trecute și să mă lase în pace cu și Paștele la noi, știți? Pe data de 8, 9, nici nu știu ce scrie pe... Dar nu sunt pe calendar, la noi e mai repede. Da, m-au lăsat prietenele. Tot asta mi-apare, eu tot repet. Vai, deci aici e o farfurie cu nuggets. Așa urât se fac, să nu cumpărați vreodată produs de Kaufland, n-aveți. Zici că mănânci soia, nu e carne. Și am câte proaspeți, parcă mai merge așa să-i ronțe. Ia uitați aici. Dar în schimb zici că e pește, zici că mănânci pește din ăla ieftin. Ce să mă spăl, ce să fac toate cele. Cred că nu stau eu pe live, mă duc eu să mă spăl, oameni buni. Mâncarea mea am pus-o la foc. Doamna Ana Maria, vă doresc o duminică plăcută, multă sănătate și ne revedem la următorul live, poate mai fac, dar câteva zile iar mai fac o pauză. Mai am de curățat. Și să mă duc să mă spăl pe cap. Uite, deja îmi crește celălalt. Deja îmi dă. Și m-aș vopsi. Rușcată. Cam vopseaua roșie acasă, nu de alta. Da, nu știu, să vedem ce spune. Bine, soțul iar place roșcată, nu mie nu-mi place. Asta e. Bun, vă las, mă duc să-mi fac baie până acum am realizat să nu stau degeaba. Mă duc să-mi fac baie, deja am o oră și 10 minute de când vorbesc aici cu voi. Dar nu mă deranjează, mâncarea merge, o să o dau pe foc un pic mai mic. Duminică frumoasă. Roșcat e frumos. Păi ia să zic și soțul, da. Eu mai stau să mă gândesc. Dar nu-i băi, vedem ce iasă. Ne auzim, vă pup și vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Și ne revedem la ce mai fi, nu știu, nu mai promit nimica. V-am pupat pe toți, papa.